Reprezentanții Uniunii Europene susțin că sectorul ecologic din țara noastră trebuie sprijinit în continuare deoarece România are una dintre cele mai fertile suprafețe de teren ecologic din Europa și un potențial uriaș în această zonă. Ministerul Agriculturii lucrează la un proiect de lege pentru ca cei care practică agricultura ecologică să poată beneficia de o subvenție la hectar mai mare de 153 de euro pentru terenurile arabile, respectiv de 400 de euro pe lună. Acest sprijin va fi valabil și pentru vii și livezi. Noile măsuri vizează și dezvoltarea unei industrii de procesare a produselor ecologice. În 2010, în județul Vaslui, au fost înregistrate 14 exploatații agricole care au avut ca domeniu de activitate obținerea de produse ecologice. Fermierii apicoli sunt pe primul loc pe piața produselor eco, fiind înregistrate 8 ferme de acest gen.